Okay. Doamnelor și domnilor, felicissima, să auzim ce se mai întâmplă de sărbători. Dom'le, cum îl cheamă pe Brad? N-am aflat cum îl cheamă pe Brad anul ăsta. Eu vreau să știu. Păi stați puțin că încă Bradul nu a sosit, n-a venit timpul lui. În momentul în care îl vedem cum arată, deja ne inspiră și capătă numele celui mai bun prieten al anului în curs. S-ar putea ca anul ăsta să-i spunem Cristi și nu o să se știe. Mă gândesc la tine sau la mine? Minunat! Iată, va avea fie numele lui Cristi Brancu, fie numele lui Cristian Mihăilescu. Lângă asta știu că vine Moș Crăciun, au mai rămas câteva zile. Cum faceți cu cadourile? Vă duceți pe ascuns, cumpărați unul altuia cadou? Să vorbim întâi de Moș Crăciun de aici, de la Opera Comică pentru Copii, pentru că auziți și acum se aude muzica spectacolului. Este Moșul Crăciun care de data aceasta se plimbă în Franța, în Danemarca, în Statele Unite și poposește în România. Poposește chiar în fața Operei Comice pentru Copii. Așa, este Opera Comică pentru Copii, singura instituție de gen din lume și Moșul sugerează fiecăruia în parte ce cadouri să facă pentru cei dragi. Așadar, încă Moșul nu ne-a spus ce am putea să facem cadouri, dar noi deja am și început să ne gândim la niște cadouri. Important este faptul că plecăm amândoi de acasă, nu spunem unde mergem și încercăm să aducem sub brad cadourile pe care credem noi că le dorește celălalt. Cristian aduce cadouri pe care crede că le doresc eu și chiar știe ce-mi doresc, iar eu, cu siguranță, știu ce-și dorește el. Dar și le punem numai noaptea sub brad și le descoperim după ce a venit Moș Crăciun, după ce bradul, cum am spus, e împodobit, după ce l-am cântat, după ce Fericea face minuni și probabil ca anul ăsta, cum spuneam, cozonac. Cine este șugubățul familiei? Dumneavoastră, domnule Mihăilescu, așa vă citesc eu. Aveți dreptate. El este șugubățul familiei. Așa este. Dacă eu sunt șugubățul, ea e șugubeața. Pentru că fiecare dimineață ne trezim, spunându-ne unul altuia, în fiecare dimineață, bună dimineața, soarele meu, sigur, atunci când suntem în țară împreună, iar după aceea, fiecare încearcă să bine dispună pe celălalt, nu încearcă, reușește să dispună pe celălalt. Pe urmă, ne facem și farse. O farsă, sper eu, plăcută a fost chiar aseară. Fericea poate să vă spun. Da, aseară am avut concert la Brașov, un concert de Crăciun alături de Filarmonica din Brașov și eram puțin neîmplinită pentru că știam că al meu Cristian este aici la București și face spectacol, pregătește acest spectacol. Și zic, ce bine ar fi fost să fim împreună. Cântam și eram cu spatele la sală și cu fața spre orchestră și după ce am terminat, la repetiție, și după ce am terminat, m-am întors spre sală. Și am rămas așa cumva uitându-mă și nevenindu-mi să cred, pentru că știam că al meu soț este la București. Ei bine, era acolo. S-a ascuns de dumneavoastră să înțeleg așa pentru un moment? Oricum mi-a făcut surpriză. A venit să mă asculte și apoi am plecat împreună la București și deja am plănuit ce vom face de sărbători. El mi-a spus cât de mult i-a plăcut spectacolul. Eu i-am spus cât de tare m-a bucurat faptul că l-am văzut și m-am gândit, știi, m-am uitat așa și am zis, dom'le, e el, e Aieva, sau îl văd peste tot pentru că mi-l doresc aproape? Și aș putea spune că au fost împreună. Atenție mare, trebuie să vă cerem scuze. În momentul ăsta Fericea trebuie să plece pe scenă pentru că intră în scenă în finalul spectacolului Poveste de Crăciun, pe care noi îl prezentăm începând de mâine. A trebuit să dublăm numărul spectacolului datorită cererii enorme de bilete, așa încât Fericea în momentul ăsta trebuie să plece pentru că altfel pățește rău de la regizorul spectacolului. Domnilor, permiteți-mi efectiv ultima întrebare, un gând pentru anul 2022 și atât încheiem, nu vă mai rețin, știu că aveți foarte multă treabă. Eu vă spun tuturora că vă iubim. Vă iubim pentru că fiecare dintre voi
poate să fie, este sau a fost spectator, fie aici, la Opera Comică pentru Copii sau oriunde în altă parte unde am cântat și unde a regizat. Așadar, veșnica acea urare de minune care se cheamă Vă iubim, vă prețuim, sunteți în inimile noastre. Mulțumim. Domnule Mihăilescu? Nu uitați niciodată să vă prețuiți, să iubiți ce aveți mai bun și să încercați să ameliorați ceea ce e mai puțin bun. Vă spunem la mulți ani, Cristi, te auzim! Vă mulțumesc foarte mult! Aș putea spune că unul dintre cele mai frumoase locuri din București și locul unde copilul meu s-a simțit ca acasă este Opera Comică pentru Copii, cu spectacole extraordinare, cu o ambianță absolut superbă. Eu sunt convins că este aici, cu siguranță, o filială autorizată a lui Moș Crăciun și a tuturor copiilor care iubesc arta. Vă mulțumim, mulțumim foarte mult, Felicia Filip și Cristian Mihăilescu. Duceți-vă la Opera Comică pentru Copii.